Zi dedicată tinerilor interpreți. 16 talente de muzică populară din zona Reghin și Sighișoara au de acum o nouă modalitate de promovare. Este vorba de o serie de videoclipuri realizate prin implicarea echipei Dareghin TV și a textierului Cătălin Cioba. Filmările au fost găzduite de Muzeul Etnografic din municipiu în data de 12 octombrie. Am pornit de la ideea că acești tineri copii talentați din zona Reghinului și nu numai, fiindcă au fost și copii din Sighișoara, merită promovați. Tot ceea ce ne stă nouă în putință, ca și instituție media, să putem face pentru ei, ne-am mobilizat și împreună cu inimosul, aș spune, Cătălin Cioba, pe care eu îl respect foarte mult și care este plin de atât de multă pasiune și lucrează cu atât de mulți copii, am încercat să facem o zi de filmări în Muzeul Etnografic, care acordă o ambianță deosebită. Au fost 15 copii, au avut răbdare, echipa Dareghin TV s-a mobilizat și am reușit să avem o zi plină de filmări, cum spuneam. Videoclipurile vor fi promovate pe Dareghin TV în emisiunile de profil, dar și pe Radio Galaxia. O parte dintre cei 16 tineri sunt deja cunoscuți în zonă prin participarea la multe dintre concursurile și festivalurile de profil. Tineri interpreți precum Alexia Ștelian, Dorina Iuliana Oprea, Alin Pop, Denisa Sabău, Natalia Moldovan, Oana Maria Grama sau Maria Cioba sunt bine cunoscuți publicului reghinian. E un pas în cariera lor, foarte mulți dintre ei deja sunt laureați la nenumărate festivale de folclor în județ și în țară, deja sunt nume cunoscute, sunt care sunt laureați și ai emisiunii concurs Poți să fii ostea și atunci nu putem decât să venim în sprijinul lor, să-i ajutăm, să le acordăm, să le dăm o șansă, să fie rampa de lansare Dareghin TV. Printre tineri interpreți care se pot bucura de un nou videoclip la Dareghin TV se numără și Darius Botorea, Orban Darius, Adriana Brașovianu, Roxana Varodi, Bianca Pop, Diana Suceava, Larisa Cotoi, Loredana Pop și Ștefania Pârlea.